Guvernul a adoptat primele măsuri pentru transportatori și fermieri. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, în debutul ședinței de guvern, că un sprijin în valoare totală de 72 de milioane de euro va fi alocat crescătorilor de animale. De asemenea, executivul va analiza actualizarea subvenției pentru motorină folosită în agricultură în 2024. Noi acte normative în sprijinul fermierilor stabilite împreună cu aceștia. După sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectați grav de războiul din Ucraina, venim cu o schemă similară pentru crescătorii de animale. Acordăm 100 de euro per animal pentru crescătorii de vite de carne și bivolițe, plus sume proporționale și crescătorilor de porci și păsări. Sunt bani necesari pentru a compensa creșterea prețurilor la furaje, combustibili, utilități și forța de muncă. Actualizarea subvenției pentru motorina folosită în agricultură în 2024. În acest an vom ajunge la valoarea maximă posibilă, adică 2 lei pe litru. Asta înseamnă că fermierii vor primi în total subvenție 25% din costul cu motorina folosită în lucrările agricole. Îi asigur pe fermierii români că vom continua să-i susținem, iar Ministrul Agriculturii are încă multe proiecte în acest sens. Marcel Ciolacu i-a asigurat pe fermierii români că guvernul va continua să-i susțină, iar Ministrul Agriculturii are încă multe proiecte în acest sens.